Concluzia. Concluzia este simplă. Avem atâtea instituții de cercetare care ar fi putut să răspundă la nevoile de dezvoltare a acestei țări. Și implicit al sistemului de apărare. Gândiți-vă că noi astăzi avem pe piață nici un proiect de cercetare în acest sens. Toate țările de jur împrejur nu s-au dezvoltat astfel de proiecte. Ele se bazează pe cercetare, se bazează pe știința oamenilor și, cel mai important, pe inginerii cei mai buni de specialitate. Bun. Mulțumesc pentru prezență și comentarii.